Bună seara, dragii mei, sunt Tarot Ela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, etalare pentru februarie 2021. Iată-ne în 21 deja. Mesaje, în mod special, pentru cei care aveți acolo planete în Taur. În această perioadă, în acest an, la început de acest an, sau la un moment dat, acum primiți mesajul și cine știe când se va manifesta, veți avea o schimbare de carieră. Ori pentru unii, interesant, veți asculta un orator, cineva care are acest scop în viață de a vorbi în fața publicului și de a transmite niște lucruri, realități. Acum realitățile sunt diferite, realități spirituale, realități profesionale, practice, despre un produs, orice, poate să fie cineva care vorbește în public. Și apare schimbarea de carieră. Cred că, pentru că, în general, cine vorbește vrea să aducă și schimbare în viața celorlalți. Chiar dacă e vorba de un produs, repet. Acest personaj va aduce, într-un fel sau altul, o veste, o oportunitate, o lumină. E ca un turn. E ca un far în zare. Și vă inspiră să vă schimbați cariera. Unii dintre voi. Ceva din ceea ce spune acest personaj vă aduce bucurie și o stare de speranță că puteți găsi abundența, vă puteți împlini dorințele pe o altă cale. Ideea este că apare acest builder, constructorul. Trebuie să construiți această nouă carieră. Trebuie să construiți cu ambiție, evident, cu creativitate, să practicați zi de zi, cel puțin, o nouă îndemânare de care veți avea nevoie în această nouă carieră sau un nou talent, ceva, cel puțin, într-o direcție. De ce zic cel puțin? Pentru că atunci când ne schimb cariera și n-ai experiență în acel, eu știu cum este, să schimb radical cariera dintr-o zonă total opusă celelalte. Trebuie să practici zilnic, cel puțin un lucru care te va susține noua carieră. De exemplu, ești tehnician, nu știu, electrician și vrei să devii cântăreț. Asta pentru că văd pe cineva care cântă, deși nu e obligatoriu. Ca să-ți construiești această carieră, trebuie să practici în fiecare zi cântatul, să studiezi notele, nu doar să practici, să le și studiezi, să ai habar și un pic de istoria muzicii, da? Să-ți construiești eventual și corpul dacă vrei să intri în public și aspectul nu doar fizic, decorativ, imaginea publică. Sunt multe lucruri care se construiesc pe o nouă carieră. Acum variază. Ideea este că aveți ceva de construit, dați-vă timp, da? Și alegeți cu grijă, nu când e Mercur retrograd, ci când iese, însă în această perioadă de retrogradare poate ar fi bine să revizuiți ce fel de lucruri aveți voi de exersat în această nouă carieră. Poate această nouă carieră pentru unii să implice, dimpotrivă, posibilitatea de a vorbi în public și atunci trebuie să exersați cum să comunicați prin scris, verbal, anumite gesturi. Da? Știți foarte bine că cei care vorbesc în public și sunt înțepeniți, rigizi în felul în care se prezintă, n-au atât de mult succes ca cei care gesticulează. S-au făcut studii referitor la acest lucru. Bine, sunt mai multe studii referitoare la cum trebuie să explici anumite lucruri. Chiar dacă vorbești de chestii tehnice, uneori anumite experiențe personale, emoționale, sunt bine de infiltrat în discursul vostru. Deci, studiați. Rămâne de văzut ce aveți voi de studiat, că cineva vă inspiră, că... Dar, evident, și dacă voi vreți să deveniți orator sau să prezentați anumite... Interesant, să prezentați un produs și această prezentare, dacă vorbiți bine, această prezentare de produs să vă aducă o schimbare de carieră, să vă pună într-o postură de eu știu ce. Da? Faptul că voi prezentați un produs, un proiect, să vă aducă alte oportunități. Dar pentru acesta trebuie să munciți și să practicați. Da? M-ați înțeles. Din cealaltă serie aveți de cărți. Aveți Judecata și Regele de cupe invers. Cu fi semn de apă, mai mult sau mai puțin contează pentru mine. Și nici pentru voi. Că poate nu e doar semn de apă, poate are lună în semn de apă, poate are ascendent, da? Și se prezinte ca acest rege de cupe. Dar regele de cupe invers dă înspre regină, sau mai bine zis, devine oarecum emoțional sau manipulator. Cineva extrem de emoțional, deci care nu-și poate controla emoțiile, sau varianta negativă, că pot să fie... Eu sunt o persoană emoțională, dar nu... Bine, și nu doar eu, și cei care au planete în zodia leului și anumite zodii. Suntem persoane emoționale. Ideea este că una e să fii emoțional și alta e să fii manipulator. E o mare diferență. Însă, vedeți ce și cum rezonează în viața voastră. Acest personaj încearcă să se împace cu voi. Există un personaj care își folosește emoțiile ca să se împace cu voi. Judecați corect această situație. Judecați corect această situație. Poate, dar știți cum, eu zic și varianta asta, dar foarte rar se întâmplă ca cei care își ascultă zodia să fie atât de sinceri încât să recunoască că cel puțin odată în viață au fost și ei manipulatori emoțional, da? Toți suntem. Când ne dăm seama că practicăm acest lucru, că am văzut în jurul nostru, iar variază, că am văzut la oameni în public sau că am văzut în familie, iar variază. Dar, din păcate, în timpul etalorilor, când prezentăm și anumite aspecte negative ale unor personaje sau ale celor care ascultă zodiile, foarte puțin își asumă greșelile. Foarte puțin își asumă greșelile sau anumite tipare de comportament. Foarte puțin. Dar am zis-o. Poate chiar și voi încercați să manipulați pe cineva emoțional ca să vă împăcați. Există și varianta asta. Why not? La capătul setului de cărți, 2 de spade. Nu vorbiți cu cineva. S-a întrerupt comunicarea cu cineva care plânge sau a plâns. Poate voi ați plâns, poate ei plâng. Văd multe cupe. Din cauza unei confuzii. Cineva a sperat ceva cu voi. Ori a sperat că vă poate jongla, ori a sperat că poate să obțină ceva de la voi și din altă parte. Poate ați fost chiar voi cei care ați jonglat. Iar zic și voi. Pentru că e posibil. Da? Între niște opțiuni. Între niște opțiuni și destinul vostru. Interesant cum vine mesajul. Interesant. Dar se pare că destinul vostru nu l-ați înțeles încă. Unii dintre voi. Rămâne să vă gândiți. Pentru alții ați avut... A fost un joc de putere între manipulări emoționale, confuzii, secrete și control. Între voi și cineva. Acum, într-adevăr, văd și semnul berbecului și taurului. Taurului, da? Văd și semn de apă, văd și semn de foc. Semn de apă, în mod special, rac. În mod special, rac. Dar nu obligatoriu. Și când zic semn de apă, mă refer doar la lună. E suficient ca cineva să aibă lună într-un semn și atunci, în anumite momente sau reacțiile emoționale, cum am zis, să fie tipice acelei zodii. De exemplu, eu am lună în Scorpion și reacționez emoțional ca un scorpion. În fine, v-am dat exemplu ca să înțelegeți. Ideea este că au fost niște chestiuni legate de casă, că ați avut relații, că ați discutat despre o casă, iar e o chestiune de casă. Și nu pot să dau totuși foarte multe detalii pentru că variază o etalare generală și colectivă. Între control și confuzie și secrete și mister. Nici n-aș spune musai că e implicat un rac, pentru unii poate. Pentru că o carte în sine nu simbolizează doar o zodie, simbolizează mult mai multe. Pentru unii dintre voi să fie secrete referitoare la dorința voastră de a pleca dintr-un loc în care există un control prea mare. Înțelegeți printre cuvinte. Că ați vrut să controlați, că cineva a vrut să vă controleze, iar variază în funcție de harta natală a fiecăruia. Însă, în acest context e implicat o casă. Că e cu chirie, că e cumpărată, că e familia voastră, că e relație de lungă durată. Repet, variază. Însă, pe acest subiect s-a pus un soi de, nu, cruce. Știți cum se închide cu o bandă, se închide o ușă, s-a securizat accesul la acest subiect o perioadă. S-a sigilat, mai bine zis. S-a sigilat. Nu vreți să auziți, nu vreți să vedeți. Ori voi, ori ei. Din niște motive. Și iar, probabil că are legătură acest rege de cupe invers. Poate că cineva încearcă să se împace cu voi, poate voi vreți să vă împăcați cu cineva și folosiți niște metode emoționale. Eu am zis-o. Rămâne să vedeți voi cum rezonați și cât veți recunoaște din anumite, repet, tipare de comportament. Rămâne de văzut. Le amestec un pic cărțile, pentru că trebuie amestecate. Soare, Lună, Venus. Ascendentul din nord în Taur, februarie 2021. Hai să vedem. Data, de două ori, de trei ori. Închid ochii. În trecut. Doi de bâte, cavalerul de bâte și 7 de monede. În prezent, regina de spade, asul de cupe și regina de monede, mai. Așa, pe scurt, în prezent. Voi semn de pământ, posibil un semn de apă și un semn de aer. Posibil. Alt mesaj pe foarte scurt până încep să fac cealaltă prezentare. Există o dragoste. Sau nevoia de a vindeca ceva între voi, semn de pământ și un semn de aer. Iar variază. Dar o să revin la aceste cărți pentru că spun mult mai mult decât atât. Dar am dat așa, doar ia uite, turnul separare. În viitor, ia uite cum revine casa. Interesant cum a revenit casa. 8 de cupe, 4. 8 de spade, 8 de cupe. Ia mai dăm o carte. Aha. Magicianul. Ok. Iar în trecut, e o situație care se dărâmă. Aici ați putea fi... Ia, uite, s-a stins flacăra tocmai acum. Ce ai, mă? De ce s-a stins flacăra? Se dărâmă tocmai acum când se dărâmă, nu? Se dărâmă o chestie în viața voastră. Dar cred că se dărâmă de mai mult timp, că Uranus a venit în casa voastră de mai mult timp. Ce ciudat! De ce nu mai vrea să se aprindă? Că e plină de ceară. Nu vrea să se mai aprindă lumina. V-ați pierdut credința într-o direcție, pentru că este și marele preot. Probabil pentru unii care ați avut o familie sau o relație de lungă durată, voi v-ați pierdut credința din cauza acestei zdruncinături. Dar evident că va trebui să vă regăsiți. Trebuie să vă regăsiți, că și eu am găsit altă lumânare să aprind. Da, este o relație de lungă durată, este o familie, dar este și o poveste de dragoste care va dezamăgi și care trebuie vindecată. Da? Trei de spade, temperanța, este o poveste de dragoste. Îndrăgostiții și valetul de bâte, cheia voastră, cheia partenerului, e o poveste de dragoste care trebuie vindecată, pentru că v-a răscolit un sistem de gândire, un sistem de valori, de credință și la un moment dat v-ați dorit acest nou început, dar se pare că, cum ați zis cu păcatul, se pare că nu a mers. Cineva a încercat să se împace cu voi sau, eu știu, ați încercat să reconstruiți ceva și n-a mers. Probabil că nu era timpul potrivit. Știți că după o schimbare trebuie să vă dați timp să o vindecați și să lăsați să se așeze praful și să se mai liniștească apele. În trecut aveți acest 2 de bâte și cavalerul de bâte și 7 de monede. Trecutul ăsta poate să fie variabil, evident, de curând sau cine știe de cât timp. A apărut acest cavaler de bâte. Ori una o pasiune a voastră pentru cineva, ori oricine poate fi acest cavaler de bâte. Un personaj care vine și pleacă. Și cred că a venit nehotărât 2 de bâte în viața voastră, bărbat sau femeie, nu contează, pentru că are în spate acest 2 de bâte. A venit de pe un drum nehotărât pe ce direcție vrea să meargă. Asta pentru că în continuare apare 7 de monede. O stare de așteptare. Și fiind semn de monede, simt că ați putea să fiți voi. Acum poate aveți planete în berbec. Și voi ați vrut să vă bucurați de ceva, dar n-ați știut bine ce să alegeți, ce direcție să alegeți. Și iată-vă pe unii dintre voi cu planete în berbec sau în săgetător sau așa, așteptând să se transforme ceva. Investițiile, pasiunile, ceva. Asta pentru că a existat nu doar o nehotărâre și o lipsă de planificare. Da, de planificare, pentru că interesant, amândouă înseamnă planificare. Dar una mai mult inspirațională și alta practică financiară. Și totuși, 7 de monede înseamnă și așteptare. O stare de însingurare chiar. Însingurare. Până apare a 8-a monedă care transformă lucrurile. Mai simt. Repet, pentru cei care vezi planete în berbec, poate chiar voi ați fost tauri cu planete în berbec, cei care n-ați știut să alegeți în relațiile de lungă durată. Da? N-ați știut ce să alegeți. Stabilitatea sau pasiunea? Ce vreți, de fapt? Ce vreți, de fapt? Și v-am dat mai multe variante, am zis, pentru cei care vezi planete în berbec. Dar poate, pentru unii dintre voi, acest cavaler de bâte să însemne un intrus în relația voastră stabilă. Un intrus, o intrusă, o pasiune, cineva care vă pune pe jar, cineva căruia i s-a aprins călcâiele după voi sau vouă vi s-au aprins călcâiele după acest personaj, un playboy sau playgirl, știți? Și care a intrat în relația voastră sau în atmosfera voastră aceea stabilă, pământeană, mai mult sau mai puțin monotonă și v-a pus în postura de a alege. Ce alegeți? Relația 7 de monede sau aventura? Iar poate să varieze. V-am spus câteva variante, vă rog, alegeți-vă. În prezent aveți această regină de spade, asul de cupe și regina de monede. Regina de monede în general e Capricorn. 7 de monede în general ține de zodia Fecioarei, pentru că muncește, și casa Fecioarei, nu zodia în sine, reprezintă muncă. Însă, dacă asta vă spune ceva, aveți și berbec, leu, săgetător, aveți și iar berbec, fecioară, iar mercur și semne de aer. Balanță, vărsător și gemeni. În prezent aveți această regină de spade, asul de cupe și regina de monede. Ideea este că regina de monede simt ca ați fi voi. Hotărâți să ajungeți în această postură de stabilitate, de fertilitate, de abundență. După ce ați așteptat, ați muncit și ați așteptat această poziție. Meritată. Meritată, că am zis că cineva care a muncit. Și în trecut l-am dat, ați obosit din cauza unor interesant. Unor atacuri. Atacuri la valoarea voastră sau la fructele muncii voastre. Această veveriță asta face. Atacă, roade, mănâncă. Și poate să fie chiar acest intrus sau intrusă. Cavalerul de bâte. V-am dat multe variante. Din ce parte vine, variază. Însă revin. Aici simt că sunteți voi, regina de monede. Dar ce este destul de ciudat este că sunteți cu spatele și la cupă și la regina de spade. Nu știu de ce. Dați o dragoste în spate și mai dați și un personaj care are o minte foarte inteligentă, sclipitoare, dar din niște motive stați spate în spate cu acest personaj. Că acest personaj vă iubește sau ar dori să înceapă ceva nou cu voi, iar este foarte posibil. Gemeni, vărsător sau balanță. Este foarte posibil. Însă, repet, faptul că această regină este cu spatele mă pune pe gânduri. Cred că sunteți foarte concentrați acum pe această construire de carieră, mai degrabă, decât pe iubire sau pe alte lucruri. Interesant cum vine mesajul. Da, așa simt, că deocamdată vreți să reconstruiți tot ce s-a dărâmat anul trecut. Financiar, relațional, poate chiar spiritual. Și sunteți conștienți că anumite persoane v-ar putea distrage atenția de la această schimbare. Career change înseamnă schimbare, da? Schimbare înseamnă și turnul. Și am zis, după această zdruncinătură trebuie să vă construiți această alegere forțată, poate chiar forțată de destin. Trebuie să vă construiți. Reconstruiți. Și simt că acum în prezent sunteți mult mai concentrați pe ce urmează să creați de acum încolo decât pe, nu știu de ce, așa simt. Stați cu spatele la dragoste și la încă un personaj. Inteligent, inspirant, O să clarific aici, o să clarific. E destul de ciudat. Deși cărțile arată bine. În viitor aveți iar în gând de rezolvat niște situații legate de casă. Că e casa familiei voastre, a unui membru de familie, a voastră personală, iar variază. Poate vă gândiți să vă cumpărați... Aha. Poate vă doriți să vă cumpărați o casă, de că asta și ați muncit într-un spațiu. Ați muncit pentru grădina voastră și aici este grădina voastră. Dar iar revin, pentru a avea acest spațiu al vostru sacru, simt că lăsați în urmă iar, nu doar dragostea, și alte relații, alte personaje emoționale sau situații emoționale, mai mult sau mai puțin plăcute. Simt că deveniți oarecum obsedați să manifestați ceva nou. Și pentru asta iar sunteți conștienți că trebuie să lăsați niște ape tulburi, niște situații neclare și să mergeți într-o direcție bine stabilită. Bine stabilită ca să puteți manifesta ceva nou. Mai există și cineva care e obsedat, obsedată de voi și nu știe cum să manipuleze situația. Dar simt că când vă îndepărtați de acest personaj, posibil acest personaj să fie în casă. Să fi plecat, să vină, da? A plecat, acum e obsedat, acum vrea să se întoarcă. Iar pentru unii e posibil. Însă simt că e posibil și simt, așa simt, că vă concentrați foarte mult pe muncă și construcția acestui spațiu stabil de care aveți nevoie. Pentru unii dintre voi s-ar putea să lăsați pe cineva cu planete în berbec, să lăsați în spate, și să vă concentrați pe o nouă direcție. Este un 1 și aveți o schimbare de carieră și aveți și un turn. Vreți să vă concentrați pe ceva nou. Hai să și clarificăm. Deci normal asta l-am pus așa, în plus. Normal pentru viitor ar fi fost doar 8 și 8. 2 de 8. Pentru unii există un semn de aer care tot încearcă să vină să manifeste ceva. Ar încerca să vă ofere un nou început, dragoste, un semn de aer pentru unii dintre voi. Dar, după cum vedeți și voi, stați mai cu spatele. Vă mai uitați așa din când în când cu coada ochiului spre ei, dar vă uitați din spate, măi. Nu au venit așa. Nu au venit față în față. Nu. Pentru alții există un semn de apă care ar vrea să comunice ceva. Dom'le, dar ce faci? Să comunice ceva direct, deschis. Dar iar și în această variantă stați cu spatele. Semn de apă. La un moment dat poate că v-ar fi oferit și dragoste. Și ar vrea să comunice. Acum că e Mercur retrograd, cine știe câte situații din trecut revin. Să clarifice o situație cu voi. Dar revin și repet, voi stați mai cu spatele și am senzația pentru unii dintre voi că sunteți un pic prea mândri. Acest pământ deja arată vanitate. Din niște motive nu vreți să priviți în față niște personaje, niște situații. Din niște motive. Unii, nu toată lumea. Și se vede și aici detașarea emoțională. Detașarea emoțională. Dar, repet, aș vrea să clarific. Clarificăm totuși Regina de Spade. Clarificăm Regina de Spade. Ia uite, împărăteasa. Regina de Spade sau împărăteasa. Ați blocat comunicarea cu acest personaj? Mai dăm o carte. Regina de Spade, împărăteasa. Împărăteasa ați putea să fiți voi, dar eu vă văd aici, cu spatele. Mai dă-mi o carte, te rog frumos. Regina de Spade, cine e? Regina de Spade. Ok, ia să iau eu. Steaua. Cu fi vărsător, voi în relație cu un vărsător posibil. Soția voastră sau mama voastră pentru unii, că e împărăteasa, sau mama copiilor voștri. Dar sunt niște confuzii legate de un ideal care trebuie vindecate și clarificate mental. Clarificăm și asul de cupe, te rog frumos. Asul de cupe. Nu prea îmi place să mă fixez pe zodii, dar în fine. Unii dintre voi aveți de vindecat acest semn de aer. Pentru unii trebuie să vindece o situație. Împărăteasa înseamnă și mama. Și stea înseamnă vindecare, poate o chestiune legată de gestație, de contracepție sau dorința de a face un copil, neputința de a face un copil, trebuie vindecată o chestiune de genul ăsta. Sau să vindecați, iar pentru unii dintre voi trebuie să vindecați relația cu mama voastră, care eventual încearcă să vă influențeze mental pe unii dintre voi. Dar, v-am zis, deja mai multe variante. Hai să clarificăm. Asul de cupe. Cărțile arată bine, dar în viitor vor niște cărți destul de blocante, negative. Dar aș vrea să clarific totuși. Asul de cupe și asul de bâte. Ok. Acest personaj ar vrea și pasiune și dragoste. Ar avea și pasiune și dragoste. Și nu contează zodia, nu zic musai că e vărsător, nu zic musai că e balanță sau taur. Taur sunteți voi. Voi sunteți la mijloc aici. Însă, acest personaj își dorește dragoste și pasiune cu voi. Ar vrea să comunice, ia uite, ar vrea să vă seducă. Regina de bâte. Dar trebuie să aibă răbdare, pentru că au fost niște secrete, au fost niște minciuni. Cândva, la un moment dat. Regina de monede. Și spânzurat. Stați așa un pic mai într-o parte, pentru că vreți să aveți o nouă perspectivă despre aceste oferte, aceste oportunități sau opțiuni. Mai dăm o carte. Deci vreți să aveți o nouă perspectivă. Amânați un pic lucrurile, măcar până iese Mercur din retrogradare, că vorbim de februarie, da? Clarifica regina de monede. Clarifica regina de monede. Hai, vino tu. Ne dăm tu carte. Cine e regina de monede? Pentru Tauri. Soare, Lună, Venus, Ascendent, 8 noapte în Tauri. Ok, iau eu. Ia uite. Apare iar 3 de monede. Vreți să construiți. Am văzut turnul, da? Eu așa simt că vreți să vă concentrați pe construcție. Dacă într-adevăr există un triunghi, voi știți, nu fi valabil pentru toată lumea. Când zic de triunghi, știți la ce mă refer. Dar acest triunghi poate să fie inclusiv profesia, voi, persoana cu care sunteți în relație, și profesia unuia. Dar eu simt că voi vă concentrați pe această construcție. Am senzația că unii vă doriți o casă, un teren, o curte, cu iepuraș, cu oițe și cu tăuraș, eventual. Ia uite, îndrăgostiți, măi. Mai, ce cu viața voastră sentimentală? Că e foarte, foarte încărcată, tensionată. Văd îndrăgostiți. Văd 6 de cupe. Sunteți îndrăgostiți de cineva care vă emoționează profund. Simțiți că i-ați mai întâlnit. Relaționați foarte bine de la suflet la suflet. Vă simțiți ca și copii în preajma lor. Și totuși, posibil mare preoteasă. Iar vă semn de apă. Sau un personaj extrem de intuitiv, dacă nu-i semn de apă. Însă, apare și această putere. Reținerea. Reținerea. De ce vă rețineți, voi sau ei? Mai dăm o carte. Ce acest 3 de monede? Este triunghi? Este muncă? Ce este? Clarificăm 3 de monede, te rog frumos. Pentru că sunt multe posibilități. Și cu cât mai punem o carte, cu atât creăm mai multe posibilități. Da? În fine. Mai dăm o carte pentru 3 de monede, te rog frumos. Pentru tauraș și tăurițe, 3 de monede. Poate să fie un capricorn, pentru că și regina de monede în principiu e capricorn și a 3-a zodie de pământ, ar putea să fie un capricorn. Dar iar ar fi triunghiul și iar ar fi păcat. Totuși, clarificăm 3 de monede. Eu zic că mai degrabă construcția, ia uite. Mă, e un triunghi, e o dezamăgire aici, nu-i construcție. E un triunghi amoros pentru unii. E o dezamăgire. Pentru că acest 3 de monede a fost clarificat cu 10 de bâte, ceva ce vă apasă, domne. Vă apasă această situație. Vreți într-adevăr să vă vindecați, să mergeți către cineva care vă alină sau care vă... Pe de o parte există și nevoia de a vă împăca cu cineva. Dar cu cine vă împăcați? Clarificăm 8 de cupe. Către ce merge acest 8 de cupe? 8 de cupe. 8 de cupe. Clarificăm 8 de cupe în viitor. Nu știu. Cavalerul de cupe și asul, al 3-lea as, asul de spade, nevoia de a clarifica niște situații emoționale. Iar cineva un semn de apă vrea să vorbească cu voi pentru, sau invers, un semn de aer vrea să își exprime niște emoții. Eu cred că sunt mai multe personaje în viața voastră. Nu vă supărați că vă zic, dar cred că sunt mai multe personaje. Un semn de aer poate își face speranțe cu voi. Semnul de apă încă are pasiune. Încă are pasiune. Sau ați putea să inițiați ceva. Că aveți doi ași, și asul de foc și asul de cupe. Asta pentru că acest triunghi a fost clarificat de un consum de energie. Păi și când te consumi? Dacă nu atunci când ai prea multe personaje, opțiuni, nu? Nu poți să dai în prea multe direcții. Pentru cine o fi această etalare, are o viață foarte... Cred că a fost mai playboy. În fine, dar nu fi pentru toată lumea, evident. Dar în viitor, iar este casa subiectul principal. Revin la viitor. Casa este subiectul principal. Posibil un semn de apă pentru unii s-a îndepărtat de casă și s-a dus într-o nouă direcție să cucerească pe cineva, să atragă. Ei, și trebuie rezolvată, trebuie stabilită problema asta în viitor. Trebuie discutat deschis ce faci, ce facem, mai stăm în acest cerc mental, mai te aștept, nu te aștept sau ce? Pentru că pari... Deci cineva a plecat de acasă. Și în viitor trebuie să discutați despre această plecare. Te mai porți ca un playboy, ca un manipulator, poate să fie și la feminin, evident. Trebuie stabilit ce facem. Ce facem? Manifestăm un nou început, ne separăm, tăiem această legătură karmică. Pentru cei care au experimentat plecarea cuiva de acasă. Posibil pentru unii, nu pentru toată lumea, vă rog, selectați-vă pentru că sunt atât de multe. Selectați-vă. Dacă acest personaj a plecat de acasă să cucerească 8, da, și cavalerul de cupe, se vede în prezent. Aici. Și aici, la playboy, la cuceritorul. Se vede în prezent. De-aia și probabil că stați cu spatele. Unii dintre voi, mai ales doamnele. Dacă sunteți doamne și cineva simțiți că s-a dus și cu altcineva, stați cu spatele și vă gândiți, vă aduceți aminte, iau-te că m-a pus într-un triunghi, da? Și cum o fi simțit eu să le duc pe toate? Și să îngrijă și de copil. Nu, nu e ușor. Nu e ușor. De-aia am zis, dacă o doamnă experimentează aceste greutăți, în acest caz, această regină de spade, mama sau soția sau mama copiilor, trebuie să se vindece și eventual să discute despre un divorț. Dacă acasă ați avut un partener mai ducăreță, mai jucăuș și în afara căsniciei sau relației. Pentru că e Mercur retrograd, ar putea acest partener să revină. Semn de apă, semn de foc nu contează, poate să fie și semn de aer, absolut, iar nici asta nu contează. Personajul care are tendința să vină și să plece, posibil să vină iar. Cu emoții, cu un foc atât de mare încât să vă aprindă și vouă călcâiele iar, dar revin. Semnul de pământ stă mai într-o parte. Nu vrea să se mai implice în chestiile astea. Mai ales dacă e doamnă, dacă a rămas cu responsabilitățile și copilul pe umeri, nu. Nu. Frumos ar fi dacă s-a întâmplat așa ceva, să vă vindecați, că asta înseamnă steaua, să vă echilibrați emoțional și eventual să discutați cu cineva despre un divorț. Pentru că nu puteți să stați să așteptați pe cineva care vine și pleacă, pentru că aveți totuși un manipulator aici, care iar 6 de spade, vine, pleacă, da? 8 de spade. Trebuie să vă detașați mental și emoțional de această situație. Și această schimbare de carieră, cum să zic, poate să vină în momentul în care discutați, discutați cu acest personaj. Că o fi o avocat, că avocații vorbesc în public, da? Că o fi consilier, că o fi oricine. Cineva cu putere, da? Cu putere intelectuală și inspirație intelectuală vă poate ajuta să vă schimbați cariera în cazul în care aveți de dus niște responsabilități, familia, copilul, da? Să vă reconstruiți viața după ce cineva v-a părăsit. Pentru că a apărut Turnul. A apărut și Marele Preot. Familia, tradiția, relația de lungă durată. Playboy-ul este aici. Cuceritorul care nu știe să aleagă. Alege drumul sau alege casa? Alege aventura sau alege munca? Evident că nu se aleagă munca. Evident. Da. Cam asta e. Destul de complicat. Iar m-am lungit cu vorba. Sper că v-ați găsit mesajele. De-aia zic, de multe ori cărțile arată bine, dar uneori trebuie clarificate. În momentul în care eu fac etală și nu reușesc să clarific, vă rog frumos, când dau mai multe variante, alegeți-vă. Și acum am dat, dar de fiecare dată vedeți ce și cum. Și dacă zic un lucru, nu vă supărați că nu mă refer numai la voi, poate să mă refer la alte personaje. Alți tauri, alte taurițe care experimentează altceva. Dar, acum simte cineva, în mod special o doamnă. În mod special o doamnă, care a stat, a muncit și în spate a avut un cuceritor. Și acum trebuie să vă concentrați pe casă și pe copii. Și pe ceea ce vreți voi să faceți. Dar e bine să vă detașați de acest personaj. Discutați corect, rupeți karma cu ei, eventual. Asul de spade apare după discuția cu avocatul, avocata, consiliera sau cine vă inspiră. Și repet, acest personaj poate să vă inspire și într-o nouă direcție în carieră. Cum să faceți bani ca să vă plătiți voi, eu știu ce aveți de plătit. Da, știu, apare asul de cupe, dar asul de cupe înseamnă și vindecare. Din păcate puțin spun, dar eu am spus de fiecare dată, nu înseamnă musai nouă dragoste, înseamnă dragoste față de voi. Asta înseamnă. Dragoste față de voi. Cine mai vine cu diferite oferte, cu o pasiune care să vă consume într-atât, vedeți ce faceți, păstrați-vă valoarea și iubiți-vă, nu acceptați orice oferte trecătoare. Puneți-i la muncă să vedeți. Ai venit tu cu pasiune, ia muncește tu în curte să vedem. Ce faci? Te pricepi? Nu? Ia uite cum s-a stins iar lumina. Ciudat. E a doua lumânare. Foarte ciudat la voi. Eu zic să vă rugați intens, pentru că aveți niște situații foarte complicate unii dintre voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!